Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt câteva produse terminate. Sunt majoritatea produse de machiaj, cum se văd aici în partea stângă, și câteva produse de îngrijire corporală și am și un supliment și o cremă, o să vi le arăt imediat. Haideți să începem aici, cu partea aceasta de produse de machiaj. Am două produse de la Maybelline. Acesta este un BB cream și acesta este, cred că e un fond de ten. Da, e fond de ten cu SPF 50. Nu sunt terminate din două motive. Pe acesta ne-a scăpat în vasul de toaletă și nu-l mai pot folosi. Iar acesta l-am folosit de câteva ori. L-am cumpărat pentru că are un SPF-ul acesta 50. Dar mi se pare că are un miros foarte ciudat, înțepător, așa, și nu-mi place cum miroase. Pe spate spune că termenul de valabilitate de la data deschiderii este 12 luni. Și nu-mi place cum miroase. Nu știu de ce, am impresia că e stricat. Așa că o să-l arunc și o să-mi cumpăr altul, cred. Nu sunt 100% convinsă dacă o să-mi iau același fond de ten de la Maybelline, dar voi vedea, vă țin la curent. Bun, deci două produse pentru ten. Și aici am două mascara. Unul de la Maybelline, Lash Sensation. Lash Sensational, scuze. Da, să vă arăt cum arată și pensula. M-a ținut destul de mult, a fost ok. Că așa arată pensula. Cred că mai am puțin produs aici, dar s-a uscat și nu... S-a uscat și când îl dau pe gene, îmi lasă, face biluțe din acelea mici, mi le îngroașă foarte tare și nu-mi place. Apoi mai am un rimel de la Ultra Volume Mascara de la Shein. Pe ăsta l-am cumpărat anul trecut când am fost în România în vacanța de vară din DM. Așa arată pensula. E pentru volum, cred. Nu l-am mai folosit, cred că de 3 luni de zile, 6 luni. Nu mai îmi dau seama exact cum mă făcea genele, ca să vă spun, dar a fost ok. Nu cred că îl voi recumpăra, pentru că am găsit acum un rimel, un mascara de la Benefit, care e absolut fenomenal. Ok. Și aici am, după cum se vede, sunt noi... 3 lip gloss-uri de la Smashbox. Am făcut o comandă pe Look Fantastic luna trecută și era o ofertă pentru aceste 3 lip gloss-uri 16 lire, deci practic era unul la cât 5 lire și un pic. Dar și acestea cred că sunt expirate, pentru că la fel au un miros foarte ciudat și o textură foarte ciudată pe buze, sunt lipicioase așa și nu-mi place. Să vă arăt culorile. Asta este cel auriu. Nu-mi place cum miroase. Nu e ok. Sunt sigură că nu e ok. Adică am mai cumpărat un lip gloss de curând și nu are aceeași textură, nu are același miros. Are un miros de rânced, dacă înțelegeți. Deci fie au stat prea mult în depozit, fie au fost ținute în soare. Nu știu, nu-mi dau seama, dar nu-mi place. Și ultimul acesta. Am încercat pe toate trei și niciunul nu-mi place cum se simte pe buze și nu-mi place mirosul acesta, v-am zis. Da, se vede? Da. Erau drăguțe culorile, dar da, din păcate nu le-am nimerit. Așa că o să le arunc. La revedere! Nu cred că le mai cumpăr. Așa, și aici am două rujuri. Hai să încep cu ăsta, care, doamne, atât de mult mi-a plăcut rujul acesta. Este un ruj de la Sephora, nuanța 6. L-am luat fac un mulți ani, când am fost în România, cred că acum vreo 3 ani. Da, nu cred că l-aveam pe Maxi. Da, sau l-aveam pe Maxi, da. Acum 2 ani sau acum 3 ani, nu mai mi-aduc aminte exact, deci l-am de ceva timp. Din păcate nu l-am terminat, pentru că nu... mă machiez atât de des cum aș vrea și cum ar trebui, da, în fine, așa arată, vă arăt și pe mână cum arată culoarea. Este, nu știu, un maroniu, un chis, așa, e o culoare foarte frumoasă, e foarte cremos, e foarte,
Se simte foarte ușor pe buze. Mi-a plăcut mult. Când o să ajung în România, sigur mai mi-au unul. Mi-a plăcut mult, mult rujul acesta. De la Sephora. Așa. Și mai am un ruj de la Flor Mar. Care la fel, nici ăsta nu este terminat. Ăsta la fel și-a schimbat textura pentru că l-am tot plimbat din, de la soare la cald. Nu e o nuanță care să mă avantajeze. Îmi stă mai bine cu asta de aici decât cu movul ăsta închis. Cred că e un mov. Nu mă pricep prea bine la descrieri de culori, așa că... Da, și ăsta era Party numărul 6, Party Till Dawn, iar celălalt de la Sephora, că văd că au toate aici. Hai să vedem, focalizează. Nu știu dacă... Aha, uite. Nu știu, mă rog, scrie aici numărul 6. E numărul 6, nu? Nu e numărul 9. Sper că nu fac o încurcătură. Ai numărul 9. Da, este un ruj mat, este numărul 9 și... Da, cam așa. Scuze, mă uitam în ruj și nu aici la ecran. Deci da, cam așa. Pe asta de la Sephora, sigur, l-aș cumpăra. Pe asta de la Flor Mar, nu. Ok. Apoi mai am un alt produs pentru îngrijirea tenului. Este un SPF. V-am spus că am făcut... Am o mică stare de panică cu SPF-ul ăsta din cauza acestor pete maro pe care le am pe față. Și am încercat acest SPF de la Roche-Posay. Este, aici scrie Tinted Fluid Ultra Protection UVB și UVA, antioxidant. E foarte, foarte lichid. Vă arăt și nuanța aici pe mână. Wow, mă simt ca un adevărat... make-up artist, o domnișoară de-asta expertă în beauty, care poate să dea niște sfaturi foarte pertinente. Da, nu. Bine, înțelegeți voi gluma mea, sper. Deci așa este ca și textură. Deci e foarte, foarte lichid. Problema cu el este că, odată că este foarte lichid și a doua că îmi intera... Intră în față relativ ușor, să zic, dar mă mănâncă fața de la el. Deci mă mănâncă, mă ustură un pic așa și nu-mi place. Nu-mi place textura și nu pot să-l păstrez aici, să mă lovesc de el în ideea că o să-l folosesc și să nu apuc. Deci da, asta este de la Roche-Posay și vreau să văd dacă are mai multe... Știu că au mai multe nuanțe, dar cred că asta e medium pe care am luat-o eu. În fine... Sunt foarte multe fete care folosesc produsul ăsta pentru protecție de la Roche-Posay și sunt mulțumite. Din păcate la mine nu a funcționat, nu-l voi mai cumpăra. Ok. Și apoi mai avem, ia să vedem, această trusă de machiaj. Doamne, am iubit trusa asta de machiaj, vă jur. O am din 2016. Cred că am cumpărat-o înainte de ziua mea, ca și cadou de ziua mea, eram însărcinată cu Maxi atunci. Este absolut superbă, deci în 2020 au trecut 4 ani, nici pe aceasta n-am consumat-o așa cum ar trebui. Acestea sunt culorile, pentru că nu m-am machiat atât cât aș fi vrut. Timpul și grijile și mămicia e complicată. Da, deci acesta este trusa, este foarte frumoasă, culorile sunt foarte frumoase, se aplică ușor pe ochi, țin destul de mult, eu nu folosesc primer pentru fardul de ochi, folosesc doar un pic de fond de ten. Țin destul de mult, cam vreo 4-6 ore, cam așa. Mi-a plăcut mult, recomand, dacă vreți să încercați, a fost un preț ok. Mi-a plăcut mult de tot această paletă de la Zoeva. Așa, și apoi mai am aici o cremă de mâini de la Coco Butter. Doamne, deci nu are parfum crema asta de mâini. Este foarte hidratantă, într-adevăr, dar pentru că nu are parfum, are un miros foarte ciudat pe mână. Foarte ciudat, nici pe aceasta n-am terminat-o. O am de 3 luni de zile și nu pot să o termin, pentru că de fiecare dată când îmi dau pe mână, simt că, nu știu, miroase tot așa, miroase arâncet și nu... Nu-mi place senzația deloc, deci nu mai pot folosi. Am aici un deodorant de la Micium, v-am mai zis de el, miroase foarte plăcut. E unul din deodorantele mele
preferate în momentul de față, nu lasă pete albe sau nu le văd eu și are un miros plăcut, așa, nu e un parfum care să nu, nu știu, să eclipseze tot în jur. Știți că mai sunt unele deodorante care miros atât de puternic că nu mai simți parfumul, da? Mai departe am aici un gel de duș de la Radox cu mușețel. Mi-a plăcut, mirosea foarte plăcut, foarte liniștitor, o să-l mai cumpăr pe acesta. Spuma aceasta de corp de la Radox din nou, care și asta mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte plăcut, calmă, calmant așa, mi-a plăcut, o să mai am deja, am luat una de la Dove acum, mi se pare foarte tare chestia asta, tubul ăsta care face spuma asta de corp, e o senzație foarte plăcută, mie îmi place mult. Un săpun de la Dove pe care toată lumea îl știe și mai am aici trei chestiuni. O cremă de față de la Origins, scuze, m-am spus că sunt un adevărat beauty guru, nu prea mi-a zis, da. Este o cremă de față care la fel nu mi s-a potrivit absolut deloc, nu este terminată, dar o am de anul trecut, au trecut mai bine de 12 luni și nu mai pot ține, pentru că la fel când o aplic pe deci când o aplic pe piele, are o textură ușor siliconată, nu intră foarte ușor în piele, părerea mea, și nu-mi plăcea senzația pe care mi-o lăsa pe față, de asta nici nu am folosit-o așa cum ar trebui, nu o să mai cumpăr. Nu știu dacă o să mai încerc alte produse de la Origins, dar crema aceea nu. Și aici am o cremă de ochi de la Kiehl's, care este absolut fantastică, am cumpărat-o anul trecut în avion. Mergeam acasă în România și da, este absolut fantastică, mi-a plăcut foarte, foarte mult, o să o cumpăr o să o cumpăr cu siguranță din nou, mi-a plăcut mult de tot crema aceasta și o recomand. Nu am terminat-o pentru că are ca termen de valabilitate doar 6 luni de la data deschiderii și da, nu m-am dat cu ea constant. Dar da, recomand o să încercați, este foarte, foarte bună. Și ultimul produs este un supliment de fapt, Cranberry, este un supliment pe bază de plante, extract de măceșe, cred că sunt acestea, așa se traduc în română. Sunt foarte bune pentru persoanele care au o predispoziție către infecții urinare. Eu, din păcate, am problema asta și e, cum să spun, un supliment care ajută la prevenție. M-am simțit foarte bine după ce l-am folosit și îl folosesc în continuare. Iau o singură tabletă pe zi. Îl recomand. Are 100 de tablete, m-a ținut 3 luni de zile. L-am recumpărat deja. Îl vă recomand dacă aveți probleme de sănătate cu partea aceasta de infecție urinară. Simt că pe mine m-a ajutat mult la treaba asta. Și la partea de prevenție mă refer. Și cam atât. Am zis că o să termin rapid, dar se pare că nu. A durat ceva. Acestea au fost produsele mele terminate. Sper că vă sunt utile clipurile acestea și că ați găsit ceva inspirație. Vă mulțumesc mult de tot că mă urmăriți și că sunteți alături de mine. Vreau să o pup pe Elena, care este verișoara mea și este fanul meu numărul 1. Și da, vă doresc tuturor să aveți parte de o săptămână ușoară, să aveți parte de gânduri bune, pace în suflet, să zâmbiți mult și să vă bucurați de cei dragi. Vă pup, să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao!